acum vreo 2 ani, da, am vorbit cu Coma și am zis, băi, Florinele, mă doare inima de tine, n-am ce să fac. Ea exact așa am zis. Este Tavi prea bun. Și mi-a zis, Dania Gigi, dar ce eu nu văd, ce eu nu sunt conștient de asta, nu pot să joc în fața lui Tavi. Uh-huh. Mi-a zis. N-am, mă duc și joc oriunde, în dreapta, în fac. Deci el, Florinel, acum, după 2 ani, normal, Tavi trebuie să fie mare bombă după 2 ani, încă 2 ani în plus de maturitate. Și acum s-a ajuns ăsta să nu se mai pune nici măcar problema cine e, Coman sau Tavi. Vezi cum este viața? Pentru că la viață trebuie multă muncă, tată, când faci ceva, mai ales la fotbal.